Sala Ateneului Nicolae Bălănescu a fost astăzi arhiplină. Sute de simpatizanți ai celor trei partide politice au asistat la marele eveniment. Este vorba despre semnarea acordului de parteneriat între organizațiile PSD, PNL și PC de la nivelul județului Giurgiu. Deși ani de zile au mers în direcții opuse, începând de astăzi, cele trei partide vor lupta pentru un obiectiv comun, acela de a da jos guvernul Boc. La Ateneu au fost prezenți președintele organizației județene a Partidului Național Liberal, primarul municipiului Giurgiu Lucian Iliescu, vicepreședintele PNL Giurgiu și președinte al Consiliului Județean Dumitru Beianu, președintele organizației județene a Partidului Social-Democrat Giurgiu Adrian Popescu și președintele organizației județene a Partidului Conservator Constantin Basanjac. Evenimentul este deosebit de important. Noi, Partidul Liberal, am reușit să creăm în toate organizațiile acea alianță cu Partidul Conservator. Am făcut și la Giurgiu acest lucru. Și acum, astăzi, împreună Partidul Național Liberal cu Partidul Conservator, constituim Alianța Social-Liberală, lucru pe care cred că a fost deosebit de bine gândit pentru a putea lupta în vederea deturnării acestui guvern și, bineînțeles, dacă e posibil, și la nivel al președintelui României. V-aș ruga să vă ridicați puțin în picioare, cu toții. Cei din sală. Și să vă rog să dați mâna și cu cei din stânga, și cu cei din dreapta, și din față, și din spate, fiind un prim semnal că lucrurile între noi curg pe drumul cel bun. Noi ne dorim o nouă politică. O nouă politică care se ducă la o societate nouă și la un stat nou. Vă mulțumesc! Participăm toții la un moment pe care și eu și absolut toți din această seară, nu-mi place să cred, l-am așteptat, cel puțin în ultimele luni. Anunțul privind înființarea Uniunii Social-Liberale de la începutul anului a reprezentat pentru mine unul dintre cele mai surprinzătoare și mai plăcute evenimente. În aplauzele celor prezenți la finalul discursurilor a avut loc și semnarea protocolului de colaborare USL. Cu mai multe amănunte despre evenimentul care a avut loc la Ateneul Nicolae Bălănescu, vom reveni în jurnalul de știri Valahia TV de mâine seară.